Șeful Inspectoratului de Poliție al județului Gorj, Viorel Caragea, se numără printre cei mai înstăriți șefi de poliție din țară, el fiind pe un loc fruntaș în privința veniturilor lunare. Astfel, într-un top al salariilor șefilor celor 41 de inspectorate județene de poliție realizat de Context, Caragea ocupă locul 10, cu un venit lunar de peste 68 de milioane de lei vechi. Cel mai bine plătit poliției șef de inspectorat este Ion Stoica, cel care conduce Poliția Vâlcea. El primește peste 91 de milioane de lei vechi pe lună. Pe locul 2 se situează Ion Scribniciuc, șeful Poliției Iași. Acesta încasează lunar peste 74 de milioane de lei vechi. Cel mai prost plătit șef de inspectorat de poliție este Ion Talban, inspectorul șef al Poliției Neamț, care primește mai puțin de jumătate din salariul lui Viorel Caragea. Șeful Poliției Neamț are un salariu lunar de aproape 32 de milioane de lei vechi. Conform Context, la nivel național, media salarială a șefilor de inspectorate de poliție este de 5.949 de lei pe lună.